Salut, lei. Voi face citirea pentru perioada 19 decembrie, 1 ianuarie. Pe 23 decembrie este luna nouă în Capricorn, o lună nouă când puteți începe ceva, un proiect, în funcție de casa unde se produce această lunație, veți primi runele și sfatul tarotului ermetic. Pentru voi s-ar părea că sunteți destul de dezamăgiți, ceva care nu vă mulțumește în această perioadă. Fie că ați avut un proiect care nu a mers așa cum v-ați dorit voi, o relație cum v-ați dorit voi, sau n-ați primit banii pe care i-ați sperat, salariul vi s-a părut mai mic sau nu v-ați atins un scop, cam asta ar reprezenta. Și vom face o altfel de etalare, da? Deci, haideți să vedem. Vor fi 6 cărți pe care le vom discuta. Pentru voi s-ar părea că este important să ieșiți dintr-o perioadă de stagnare. Acest as de spade, asta arată că sunteți într-o perioadă de stagnare. Primiți, eu știu, niște informații, ceva care poate chiar vă arată de fapt cine vă ține în această stagnare și vă doriți rațiunea. Vă doriți să duceți rațiunea în viața voastră. Să vedem, această as de spade arată și dorința de a vi se face dreptate. Să vedem ce explicații primiți pentru acest as de spade. Deci spada să vă aducă dreptate, să pedepsească pe cei incorecți. Să vedem ce spune celălalt tarot. Da, este un marele preot. Am putea spune că este un mentor. Poate să fie o persoană cu un aspect pe ascendent zodie sau taur. Ascendent zodie în taur. Dar gândiți-vă că acest mentor vă impune o anumită ținută, să treceți totul prin conștiința voastră, să nu judecați, să nu etichetați. Poate că tocmai acest lucru vă sancționează cumva. Deci trebuie să fiți foarte prudenți. Acest prinț de bâte va aduce o veste, o informație, poate să fie o informație să vă spună ceva legat de drumul vostru prin viață, care s-ar părea că în această perioadă de timp nu va fi prea ușor. Veți avea destul de multe de suportat de la ceilalți. Da, pare să fie vorba de o femeie. Poate fi vorba chiar de voi. Voi să fiți cele care, dacă sunteți femei, primiți această veste. Informație, vorbim de leu, ascendent, zodie sau luna plină în leu, sau din partea voastră ajunge o veste, o informație la un leu, un bărbat cu ascendent, zodie în leu. Nu este ușor pentru voi, fiindcă aveți în fața voastră această lună care arată luna în pești.
un drum greu prin viață, deci multe curcături, multe obstacole, multă bârfă, multă răutate. Dacă puteți, încercați să observați și să acționați în consecință. Să vedem cine vă creează aceste nemulțumiri cu această lună în pești. Un paș de monede. S-ar părea că singur v-ați creat această situație prin faptul că v-ați dorit foarte mulți bani. Ați încercat să obțineți niște bani într-o asociere, un proiect, unde de fapt ați ajuns la o pierdere. Și acest lucru vă nemulțumește, da, vă dă acea impresie de faptul că nu sunteți ajutați, nu puteți să vă atingeți acel scop pe care vi-l doriți. Și totuși voi veți fi fericiți în această perioadă, în anumite domenii, nu ale vieții, veți fi fericiți. Încercați această fericire. Fericirea, soarele, fericire, căldură, o stare benefică, bucurie. Să vedem cu cine la o petrecere. Vă întâlniți cu persoanele de care sunteți legați, de care vă simțiți bine. La o petrecere și veți fi într-adevăr fericiți în această perioadă, veți sărba Crăciunul sau ce sărbați voi, Anul Nou. Fiecare se va simți foarte bine în mediul lui cu această petrecere. Deci o petrecere care va aduce bucurie, fericire. În schimb de lucru, aveți foarte mult, mult de muncit. Trebuie să depuneți eforturi, să fiți foarte serioși în munca voastră, foarte concentrați, o muncă care vă solicită. Nu este deloc ușor, dar sperați să primiți rodul muncii voastre, recunoașterea muncii voastre, banii pe care îi doriți, banii pe care îi primiți la un loc cu familia, bani care vă dau o stare de bine, fiindcă puteți să îi investiți. Puteți să faceți investiții serioase în familie. Fie că vreți o locuință, o mașină. Sfatul acestui 10 de monede este încercați ca acești bani să îi investiți într-o perioadă când Jupiter are un aspect benefic cu Soarele. Și totuși, de o parte, nu vă este ușor, aveți un 10 de spade care spune că tot ce ați încerca vă este dificil, adică poate să fie o problemă de sănătate pentru unii. Pentru alții, poate să aveți o persoană apropiată cu o problemă de sănătate. Am zice că este o viață destul de grea, nu vă este deloc ușor. Întărește din nou această lună, dacă observați. Deci, 10 de spade. Este un moment destul de dificil pentru voi, să vedem ce spune, ce explicații primiți. Este vorba de un început nou. Poate că unii dintre voi încercați să începeți ceva nou, un proiect nou, o călătorie. Poate unii începeți la un loc de muncă și vă schimbați cumva locul de muncă și acest aspect va aduce totuși dificultăți. Nu va fi ușor. Cu 10 de spade arată clar că nu va fi ușor. Va fi destul de dificil să munciți, să faceți față eforturilor pe care le aveți.
Cu alte cuvinte, lei vor avea o lună și cu aspecte în care veți lupta pentru a obține ce doriți, sarațiunea, dar și dificultăți, capcane în care puteți intra din cauza dorinței pentru bani și, bineînțeles, să vă și distrați, aveți parte de fericire, de bucurie, la o distracție, munciți foarte mult, primiți bani. Deci, este o perioadă destul de, cum să spun, cu lucruri foarte variate. Nu va fi numai, eu știu, o pierdere de bani. O să aveți și fericire și bucurie. Veți avea și de muncit, veți primi și bani. Dar poate că nu atât de mult cât v-ați dorit voi într-un contract, într-o asociere. Și mare atenție, dacă faceți o călătorie, trebuie să fiți atenți la această călătorie, să vă programați totul foarte bine, fiindcă acest 10 de spade nu este un aspect foarte benefic. Aceasta a fost citirea pentru lei. Eu vă doresc o perioadă frumoasă, Crăciun fericit, la mulți ani și sănătate. Vă mulțumesc pentru timpul acordat.